Tata, ca și colecționar, a fost un șef de promoție, aș putea spune, în această zonă. El a deschis drumul colecționarilor în România. Au fost puțini în perioada când el a început să colecționeze, deci eu eram foarte mică, care aveau această pasiune de a colecționa. Lucruri de artă, bineînțeles, obiecte de artă și așa mai departe. Chiar lumea nu-l înțelegea. De multe ori era în perioada comunistă. El a avut tablouri și înainte de a începe o colecție cu pictori adevărați, tablouri de pictori necunoscuți, îi plăceau. Întotdeauna au vrut să aibă tablou, să duceau în vizită la niște mătuși de ale noastre care aveau niște obiecte de artă și ei erau dornici. Uite, ciufule, îi zicea mama, tata, uite ce frumoase să ne luăm și noi. Tata, cu pasiunea lui, că el a pictat din copilărie și a avut o pasiune foarte mare pentru pictură, în primul rând. S-a apucat să picteze, în timpul serviciului nu prea a avut timp, dar să colecționeze, da, a fost o achiziție, acest nud în fotoliu roșu, o achiziție mult așteptată de tatăl meu și a dorit foarte mult să-l aibă, dar în același timp n-a făcut un atașament. A zis că dacă e să fie al lui, va fi. A fost expus în casă, iar în casa lui tata au intrat foarte mulți critici de artă și foarte multă lume iubitoare de artă. Deci tata, când intra cineva nou cu o dorință de a colecționa sau cu o dorință de artă și de obiecte de artă, îl plimba în toată casa. Toată casa era plină tablou și pe uși și pe peste tot. Și ca să, dacă vedea că omul place și să uită și așa, îl învârtea în toată casa. Deci acest tablou a fost expus, tata a avut, cred că intrau la el, eu nu puteam să vorbesc cu el când vroiam. Nu pot vorbesc, nu pot a musafir, deci era permanent ocupat după ce ești la pensie, vorbesc încă după aia că a stat la servici. Dar la pensie el avea casa plină fiecare zi. De ce? De iubitor de artă. Veneau oamenii la el să evalueze, el era evaluator acreditat de Ministerul Culturii, cu atestat cu tot ce-i trebuie și avea încă o chestie a lui, a fost și am învățat și pe mine, nu primea nimic, nu lua bani pentru nimic, nu primea cadouri, îi trimitea afară, nu le mai făcea nimic dacă veneau cu ceva. Și cu o sticlă, dacă vedea, erau dați afară. Și atunci el avea în permanență pe cineva care venea cu un tablou la evaluat. A văzut mii de lucrări, deci el avea un ochi extraordinar, vedea de la lift, vedea. A avut la ușă, la ușa blocului, a avut colecția Vasile Parizescu, Viorica, Victoria și Vasile Parizescu, că așa se cheamă colecția, vizitabilă, niște ore, dar noi, speriați, că începuseră vremuri destul de grele, nu mai vroiam să primim în casa ta lume, pentru că nu știi cum gândește lumea. Tata însă nu. Dar de ce? Să vină. Doamna Catrina Tonisa, de unde l-a luat, a cerut un preț, la vremea respectivă foarte mare, pe care nu și-l permite. Atunci i-a zis să dau un avans și în rate. Și el s-a cunoscut cu Catrina Tonița printr-o doamnă, nu-i rețin numele, care era la Institut de Patrimoniu sau ceva. Nu știu, dânsa l-a dus la doamna Catrina, care a vrut să ia niște desene inițial. S-a dus după niște desene de Tonița, că am foarte multe desene de Tonița, într-adevăr, în colecție, și așa s-a cunoscut cu Catrina și el făcea vizite destul de dese, pentru că ea era o bună povestitoare și afla foarte multe de tatăl ei, de picturi, de artiști, adică avea o discuție cum îi plăcea lui în domeniul artei. Ea era o femeie foarte educată și foarte cultivată și au avut probabil discuții de genul ăsta și s-a împrietenit, îi povestea tot felul de evenimente, adică nu știu exact, că n-am fost cu el, în păcate. Mama știu că a fost cu el la doamna Tonița și faptul că a avut încredere să-i dea această lucrare. A ținut foarte mult la acest tablou, această Catrina. N-a vrut să-l dea. I-l a dat lui tata, pentru că tata a avut o relație și de prietenie cu Catrina. Adică tata l-a admirat pe Tonița în totalitate. Adică el are, mai avem acasă Tonița. Deci nu e singurul, că altfel nu cred că m-aș fi despărțit de el. Acest tablou mi se pare că ar sta foarte bine într-o casă mare. Și pus exact cum e la voi aici, în sala în care este expus, este expus foarte frumos. Adică el merită să-l pui într-o casă, să-l pui într-o valoare. Merită. Un tablou deosebit și mai ales că este autentificat de fata lui. Asta mi se pare o istorie în plus față de valoarea lui ca Tonița, faptul că fata lui a scris pe spate, a semnat
l-a autentificat și mi-a dat o forță. Are o foarte puternică lumină și căldură. Și este un tablou, cum să zic, care reprezintă, parcă reprezintă pe Tonița în talentului. Este nemaipomenit de bine făcut și este la o dimensiune care, într-adevăr, îți umple casa, pur și simplu. Mai fost expusă vreo două, trei expoziții pe care le-a făcut societatea, iar eu, după ce n-am mai fost tată, am făcut expoziția la Muzeul Național Cotroceni, reprezentări feminine în arta românească, în care am prezentat această lucrare. Noi suntem dornici, noi, membrii societății, să prezentăm lucrările pe care le avem publicului. Este unul din fundamentele societății colecționarilor. Tata a avut 69 de expoziții de-a lungul vieții. De după Revoluție, să nu uităm. Deci în perioada de după Revoluție, de la 90 până la 2020, a avut 69 de expoziții. Și tata a dorit ca această casa lui să fie ca un muzeu, în care lumea să se relaxeze, să delecteze și să se informeze despre cultură și artă. Și așa o vrea și de acum încolo, chiar dacă el e în altă parte și noi suntem aici. Dar trebuie să o aduc într-o formă ca să poată fi iar vizitabilă. Adică ea trebuie reamenajată. De asta mi se pare cel mai bun lucru la această casă de digitație, în afară că promovează, dar îmi place foarte mult această deschidere în a lăsa lumea să vină. Adică e foarte bine să vezi acest muzeu pentru tine ca om, în afară de muzeile care sunt în orașe, orașele din țară, care unele ai ce vedea, unele nu, aici chiar ai ce vedea. Vezi gratis atâtea opere de artă, într-adevăr, pe o perioadă scurtă de timp. Dar dacă ești pasionat, te duci și o vezi.